urcare pe vârceului peizăpezilor. La sfârșit de iulie 2021. Un vârcel destul de stâncos. Un pic mai dificil pentru mine să și filmez, neavând un suport de cameră pe să fixez pe cap. Așa că-s nevoit să țin camera în mână. Ia să vedem. Împreună cu încă doi prieteni de traseu. Ei începători pe nemarcate, deci se poate. Toate au un început până la urmă. Cel mai greu? Nu. No. No. Păi, atât dacă eu urc filmând, ce să mai zic? Astea sunt genul de trasee care îmi plac mie, în general. Cât mai multă stâncă și cât mai puțină pădure. Încă puțin și voi intra în râpa zăpezii. Un traseu de care nu mă plictisez niciodată. Da. Ia să văd dacă reușesc cu camera sau o opresc. Ia să pun întâi camera jos. Așa, ca să pot să mă... Nu, ia. Hai, gata. Am reușit. Aveți alternativa de ocolire, dar eu zic că mai îndată merită efortul, că e doar aici. Dacă ați trecut de săritoarea asta, apoi totul se poate face. Găsești de ce să te agăți cu mâinile. Da, urcă-te în față că să te mai împingă el eventual și el va reuși să urce. Uite, hai să te și filmez. A, gata, ai trecut. Ai trecut, deci a fost greu. Da. Când voi distribui postarea asta, o să am niște comentarii cu lipsă de echipament, de... Da, știi cum e. Unii rămân doar cu comentatul în fața calculatorului și alții cu urcatul și mersul pe trasee. Ce
Da, aici va trebui. Iată și zăpada începe să apară în răpază pe zi. Dar aici o să opresc și eu camera, într-adevăr, că trebuie să-mi folosesc ambele mâini.